dragilor, astăzi pentru tema numărul 7 de la școala de beauty vlogging o să realizez un machiaj de tip cover-up, adică un machiaj care să acopere toate imperfecțiunile pe care le avem și să lase așa un ten flawless și frumos. Am să încep prin curăța mâinile foarte bine pentru că o să lucrez și cu mâinile. Primul produs pe care îl voi aplica pe față este acest primer de la L'Oreal, de care v-am mai vorbit. Este un primer cu o bază de silicon foarte bună și pentru tenul meu uscat este bun că îmi estompează porii, dar nu mi-o usucă tenul, nu matifiază foarte tare, adică cel puțin în cazul meu nu îmi matifiază și mai tare tenul, lucru de care nu mai am nevoie și am observat că cel mai bine se aplică cu degetele, mai bine decât cu burețelul sau cu pensula, așa că îl aplic cu degetele, de aia e și important să ne curățăm bine mâinile înainte. Pe ten voi aplica acest fond de ten de la L'Oreal True Match, care este ideal pentru cam toate tipurile de ten, dar pentru mine care am ten uscat, așa cum am zis, mă ajută foarte mult. Este un fond de ten foarte frumos cu care pot uniformiza nuanța tenului foarte bine, pentru că de fapt de asta am nevoie în perioada aceasta. Și îl aplic prin mișcări de tapotat. Și să nu uităm de blending pe zona asta de gât, care este extrem de important. Pentru zona cearcănelor am să folosesc acest anti-cearcăn infailibil de la L'Oreal. Aici am să fac o liniuță mai lungă pentru că am nevoie de puțină iluminare mai mult aici în colțul intern. Ce rămâne pe burețel, îmi place să aplic pe pleoapă ca bază de machiaj pentru fard. Apoi, pun puțină pudră pulbere în capacul pudrei și cu o pensulă micuță, având grijă să scutur excesul, voi lua pudră cu care îmi voi fixa, tot așa prin mișcări de tapotare, zona asta de sub ochi. Și un truc foarte bun aici este să vă uitați în sus, pentru că ajută să se întindă pielea și să nu se formeze acele pliuri sub ochi. La fel, setez pleoapa cu puțină pudră. Apoi, vin cu o pensulă mai pufoasă și mai iau puțină pudră și aplic un pic de pudră pe ten. Eu, având ten uscat, n-am nevoie de foarte multă fixare. Dar aplic pudră acolo unde știu că mi se mai mișcă fața, ca să evit strângerea fondului de ten. Fondul de ten a acoperit foarte bine cam toate problemele pe care le am eu la ora actuală pe ten, doar că sunt câteva mici coșulețe pe care aș vrea să insist puțin și atunci iau o pensulă și puțin fond de ten pe care l-am aplicat pe mână și vin cu vârful pensulei pe acele coșulețe. Și estompez puțin cu degetul astfel încât să nu se vadă că am aplicat iarăși. Mare atenție că pentru pasul acesta ne trebuie foarte, foarte puțin produs. Acum trec la sprâncene și pentru a le contura, pentru a le defini, voi folosi un fard și ca să setez totul, voi folosi un gel de sprâncene. Pe pleoape voi aplica acest fard de la L'Oreal, un fard mono, foarte cremos. Foarte plăcut la atingere. Pe care îl voi aplica pe toată pleoapa. Și mă știți pe mine că îmi place iluminatorul, așa că voi aplica puțin iluminator pe centrul pleoapei cu degetul. Apoi, pentru a defini ochii, am să trasez o linie cu un creion dermatograf. Este o nuanță de prună foarte, foarte frumoasă. Următorul pas este mascara și folosesc Air Volume Mega Mascara de la L'Oreal, care știți deja că îmi place foarte, foarte mult și oferă un volum foarte frumos genelor. Apoi trecem la blush și voi aplica acest blush care miroase absolut divin de la L'Oreal. Life's a Peach. Iar pentru buze voi folosi acest ruj de tip creion, care este foarte cremos și
Miroase și el a vanilie, dar nu pot să vorbesc în timp ce îl lapid. Cam acesta a fost machiajul meu. Dați un like și un share dacă v-a plăcut. Nu uitați să vă abonați și vă aștept în următorul clip. Ciao!